Guvernul a alocat zilele acestea județului Giurgiu suma de 1,7 milioane de lei pentru plata arieratelor de la finalul lunii noiembrie. Consilierii județeni au decis în ședința din 28 decembrie ca o mare parte din sumă să meargă la Spitalul Județean pentru plata unei corecții în cadrul proiectului de informatizare. Secretarul județului Florian Dinu a refuzat însă să-și dea viza de legalitate pe proiect, pe motiv că nu există notă de fundamentare și documente justificative din partea spitalului, așa că azi s-a convocat o nouă ședință extraordinară. De ce ne întâlnim noi astăzi în ședință de îndată? Care au fost motivele? De ce nu am aprobat ieri cele două proiecte de hotărâre și suntem nevoiți să reluăm astăzi prin votul consilierilor județeni aceste proiecte de hotărâre? Din câte am înțeles din discuțiile colegilor, nu am fost prezent la ședință. Amendamentul propus în ședința de ieri, respectiv suma care trebuia alocată Spitalului pentru proiectul creșterea eficienței serviciilor medicale electronice în județul Giurgiu, nu avea niciun fel de fundament, respectiv în proiectul de hotărâre, nu se menționa sumă, capitolul de unde se face alocarea acestei sume, nu fusese atașat referatului și expunerii de motive, nicio adresă sau o fundamentare de la spital. Secretarul Florian Dinu a lipsit de la ședință, așa că directorul Spitalului Județean Elena Dinu a trebuit să ofere câteva explicații. Am ajuns în penultima zi a anului într-o ședință de consiliu în care avem o problemă de legalitate cu foarte mulți oameni cărora le mulțumesc că sunt astăzi de aici și care au demonstrat că le pasă de spital și că vor să se schimbe ceva la spital. Și avem o problemă, după mine, mă rog, fără să mai comentez, deci din acest motiv n-am putut să fac aceste demersuri mai repede, așa cum mi-aș fi dorit. Pentru că hârtiile acelea au venit săptămâna trecută. Consilierii nu au fost mulțumiți de răspuns și de faptul că până acum conducerea spitalului nu a depus la Consiliul Județean niciun document care să justifice plata corecțiilor în valoare de 2,9 miliarde lei. Fără viza secretarului Florian Dinu și în lipsa notei de fundamentare, consilierii județeni s-au văzut nevoiți să voteze în orb, motiv pentru care au respins proiectul. Cu părere de rău, în aceste condiții, proiectul de hotărâre nu a trecut. Vă mulțumesc și îmi cer scuze și în numele președintului Vasile Mustățea, care este în cuget de ordină, că ați mai venit încă o dată din timpul dumneavoastră liber să votăm un proiect de hotărâre foarte important. Eu vă spun, era o investiție extraordinar de importantă pentru Spitalul Județean Giurgiu, pentru Spitalul de la Izvorul și de la Bolintin Vale. În urma votului de azi, Spitalul Județean riscă să piardă banii alocați în proiectul de achiziționare de calculatoare, refacerea sistemului informatic și achiziționarea unui soft special pentru serviciile de sănătate. Tot acest sistem informatic a intrat deja în dotarea spitalului, așa că rămâne de văzut ce se va întâmpla mai departe, mai ales că prin neplătirea corecțiilor din cadrul proiectului, acreditarea Spitalului Județean rămâne sub semnul întrebării.